Domnilor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport, alături de mine doamna Marinela Strâmbulescu și Marian Vișu Iliescu. Sunt cei doi consultanți care sunt în această seară aici în fața dumneavoastră. Le mulțumim telespectatorilor încă o dată pentru interesul arătat pentru emisiunea noastră și în același timp vreau să le mulțumesc și oaspeților pentru faptul că au făcut un efort de a fi prezenți în studio și ca de fiecare dată vă răspund dumneavoastră, fermierilor români, vă răspund la toate întrebările legate de fondurile europene, de ce trebuie să faceți pentru a accesa acești bani. Domnul Cristian Alexandru Poșa, vârsta 21 de ani, din Blaj, județul Alba, student la medicină veterinară, ne precizează că are o distanță de 100 de kilometri față de casă, dar cea mai apropiată facultate în domeniu, spune domnia sa. Exploatația deschisă pe numele meu de 2 ani. Doresc să accesez fonduri pentru instalarea tânărului fermier. Nu dețin nici PFA, nici II, ne spune domnul Alexandru Cristian Poșa. Ce îi spuneți dumneavoastră, în schimb, studentului Poșa Alexandru? Da, față de distanța până la facultate, aici avem o... se încadrează pentru că ghidul solicitantului vine cu niște precizări, da, pentru cei care sunt în domeniul agricol, da, atunci putem să fim peste acești 75 de kilometri de exploatație, da, chiar la o formă de zi, da, la cursuri de zi. Nu asta este problema, că ai fi, că ai 100 de kilometri până la facultate, deci te-ai încadra. Da, poți să preiei exploatația. Nu știu exact ce ai zis. A spus ce are în exploatație? Nu. 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 Deci nu știm ce ai în exploatație. Ești pe persoană fizică, asta este foarte bine. Te poți autoriza astfel încât dacă... Nu știm nici ce an este. Da, nu știm nici ce an e la... Anul 2, 3, 3 parcă. Domnia sa nu ne spune. Ne spune doar că este exploatația deschisă de 2 ani. Atât ne precizează, dar nu ne spune la 21 de ani, probabil că anul 2-3, pe aici, pe undeva. Dacă ar fi 3, ar fi bine pentru... Dați-ne mai multe informații ca să vă putem răspunde. Dacă nu, să-și facă un curs. Dacă nu, își face cursul. Sigur, dar dacă era anul 3, soluție. Din cauza asta întrebăm întotdeauna ce an este, se consideră primii 2 ani echivalent cu curs de calificare. Cu 10 puncte, adică. Da. Bun. Haideți că l-avem la telefon pe domnul Liviu Roșu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! De unde sunteți? De unde ne sunați? Din Dolj, Oltean? Da, Poiana Mare. Da, vă rog, spuneți. Am și o întrebare. Soția mea a accesat o măsură 141 de acum. Alo? Da, spuneți. A accesat măsura 141 în 2013. De 1500 de euro, cum era atunci. Așa. Și acum vreau să întreb, pot să accesez măsura de... 6-3, de, ferma mică. Da, de dezvoltare, de 15.000. Ați dus cu bine proiectul la final, ați luat toate cele 5 tranșe. Da. Bravo, felicitări. Cum să nu, da? Dacă avem deschidere de 6-3 în 2020, puteți depune... Dacă exploatația dumneavoastră este între 4.000 de ESO și 12.000 de ESO, ce aveți în exploatație ca să vedem și cotația? 5 hectare și 39. Am 13 ari de solar. Da. Și legume grâu. Legume în câmp cât? Vreo în jur de 70 de ari. 70 de ari. Da, sigur. Sigur, sunteți sub 12.000 de ESO, nici nu trebuie să mai facem calcul. Da, cum să nu? Dacă se deschide 6-3, da? Numai că se deschide, să luați în calcul, dacă o să rămânem pe criteriul de selecție cu 30 de puncte
ca accesantul să fie o întreprindere familială, atunci dumneavoastră să luați în calcul posibilitatea de a schimba forma de organizare din PFA în întreprindere familială. Se poate. Da, am luat măsurile. Mă bucur. Da. Bine. Cum să nu? Sunteți eligibil, mergeți la finanțare, căutați un consultant. În măsura în care 6-3-ul se deschide și în 2020. Dacă nu, pe următoarea perioadă de programare, sigur, veți putea accesa ferma mică finanțarea de 25, de cel puțin 25.000 de euro. Să rămână, mulțumesc mult! Sănătate, numai bine, seară numai bună! Bine. Domnul Cristian Alexandru Poșa, vă spuneam mai devreme că este student în anul 2, da? Ne dă câteva date suplimentare, are tineret bovin, 8 capete, femele bălțată românească, 8 vițele bălțată cu diferite vârste, 2 cai, 5 porci, toate sunt pe numele său. Da, începem cu caii, nu 2 cai, un cal, da? Mărim exploatația progresiv, nu are sens. Nu am înțeles acolo cu categoriile la bovine de diverse vârste. Noi avem cotație, da? Bovină femelă de la 1 la 2 ani, bovină femelă de la 2 la 3 ani și uite așa, și la mascul la fel, la vaca de lapte altă cotație. Astfel încât trebuie să vii și să ne spui exact ce categorii deții în exploatație. Ori ne spune, ori pentru că e un băiat deștept, se vede că e citit, e student, intră pe site-ul Afirului, găsește tabelul cu coeficienții și își face singur o scorare, pentru că așa vede și el cu ochii lui cât de greu e să calculezi. Da, am glumit. Nu, e o glumă bună, să știți. Da, este o glumă bună, iar tânărul fermier trebuie, dacă intră și își face calculul singur, trebuie să știe că nu putem cota viței sub un an, da? Femele, fie femele sau mascul, ei intră în cotația vacii de lapte, da? Decât dacă numărul vițeilor sub un an este mai mare decât numărul vacilor de lapte. Iată că și aici ne putem... Sunt artificii care vin în urma experienței. Artificii legale, să precizăm lucrul ăsta. Nu, artificii bun. În sensul ăsta că... Care țin de cotația corectă exact. A exploatației. Bun, Florin Platon ne felicită pentru emisiune și are o întrebare. Se fac puncte la criteriu de selecție dacă suntem înscriși în asociații sau cooperative agricole pe măsura de modernizare sau instalare a tinerilor fermieri? La instalare nu. No. Și să sperăm că pe următorul PNS, pe modernizare, da, domnule Platon. La ferma de familie, sperăm. Dragă colega, pentru că este colegul nostru din Asociația Fermierilor Mici și Mijlocii, da. Ne-am asumat împreună să facem o echipă. E un fermier foarte muncitor și bătăios pe zona Moldovei. Și de bună credință. Da, și îl asigurăm încă o dată și public că îl vom sprijini cât putem mai de mult să acceseze, pentru că e un fermier la o dimensiune considerabilă, dar care n-a accesat până acum și eu l-am certat între patru ochi. Da, nu-i foarte timpul trecut, știți cum e. Sigur. Important e că vrea să facă lucrul ăsta de aici încolo și e cu atât mai de apreciat faptul că face parte și dintr-o asociație, dintr-o cooperativă. Avem nevoie de tineri implicați 100%, nu numai declarativ, pentru că, din punct de vedere al celor care spun mai mult decât fac, știți cum e, lucrurile stau foarte bine. Dacă ar fi să ne luăm numai după asta, cred că România ar fi departe, să judecăm din prisma celor care stau bine când vine vorba de propagandă, cu ghilimele de rigoare, da? Nu e momentul să-i judecăm noi și nu avem nici căderea necesară, numai așa, dacă tot ați dat exemplu cu domnul Platon care se implică, ar fi bine să se implice cât mai mulți tineri și să facă lucrul ăsta. Să știți că din această cauză ne-am implicat și noi doi, ca și consultanți, pentru că poate multă lume spune, domne,
v-ați implicat în organizarea fermierilor? Da, ne-am implicat pentru că am considerat că fermierii mici și mijlocii au nevoie de foarte multă informație. Dânsii ajung mult mai și greu la informație. Și de sprijin cu autoritățile. Și atunci experiența noastră, numai noi știm, am pus-o la dispoziția dumnealor. Nu ne interesează, nu ne luptăm noi ca persoane pentru anumite avantaje de oferite fermierilor, pentru că nu suntem fermieri la acest moment. Și atunci ne punem experiența și știința noastră în așa fel încât ei să aibă toată informația și tot sprijinul. Foarte bine face să știți că aveți atât dumneavoastră cât și ceilalți fermieri tot sprijinul AgroTV-ului. De fiecare dată când aveți ceva de comunicat, de întrebat, nu ezitați să ne căutați, să ne contactați, pentru că ăsta este motivul pentru care suntem în fața dumneavoastră, să vă ajutăm cu toate datele, cu toate informațiile. Lucrul ăsta o să facem și cu domnul Zamfir Popa din Bihor, care este la telefon. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Alo! Bună seara! Domnul Popa! Ne auziți? Alo! Bun, cred că ne aude cu întârziere sau se întâmplă ceva. Domnul Popa! Alo! Ne auziți? Bun, dacă nu ne aude, o să încercăm să restabilim legătura telefonică. Florin Ionuț Popovici are o întrebare pentru dumneavoastră. Întrebarea sună în felul următor. Dacă dețin o exploatație de 30 de hectare și 37 de bovine, în trecut am avut măsura 141, acum aș vrea să accesez măsura tânăr fermier, dar având exploatația de mai mult de 24 de luni, nu mai pot accesa proiectul. Cum aș putea proceda să-mi transfer exploatația pe numele soției? Nu mai pot înainta, nu mai pot accesa niciun fond european. Păi, cu părere de rău pot să-l anunț că are peste 50.000 de ESO-uri, iar fracționarea exploatației poate duce la condiții artificiale. De condiții artificiale, având în vedere că este, că soția va fi potențialul solicitant. Nu, numai modernizarea exploatației v-ați dezvolta foarte frumos. Văd un beneficiar de 141 care a ajuns la peste 50.000 de soi. Este îmbucurător pentru noi. Numai pe următoarea perioadă de programare, pe următorul plan național strategic, modernizarea exploatației, da? Dar cu cofinanțare. Aveți similar al 41. Bun. Marius Radu. Am accesat măsura 4.1, am terminat și m-ar interesa să mai accesez ca să iau vaci de carne. Ferma mea are grâu 24,41 de hectare, lucernă 7,10 hectare, porumb 19 hectare, ovăz 5 hectare, floarea soarelui 20 de hectare. Sub măsura 4.1 s-a încheiat cu brio. L-aș întreba pe telespectator cum are în momentul de față respectivele culturi de porumb, de floarea soarelui. Probabil că urmează să le... Da, să le... Sub măsura 4.1 spune? Da. 4.1 sau... Nu, 4.1. S-a încheiat 4-1. Cu brio. Da. Deci dacă a încheiat 4.1 cu brio, nu a... E înscris și într-o cooperativă. Bun, asta este un lucru bun, pentru că noi sperăm pe viitorul exercițiu financiar să continue ideea de 4-1 pe ferma de familie, pentru că este nevoie să dezvoltăm cât mai mult fermele acestea de familie și atunci poate accesa și primi punctaj ca membru al cooperativei. În regulă, domnul Roba sau Nicolae. Sau să depună și cu cooperativa. Are posibilitatea. Bun. Bună seara! Alo? Alo, bună seara, ne auziți? Da. Spuneți, domnul Roba. Mă numesc Roba Nicolae din județul Cluj. Am un băiat de 30 de ani și am făcut măsura 141. Așa. Dar nu o dus-o până la capăt, numai anul 3. Soția poate să
fac altă măsură, soția băiatului? Sigur că da, se poate prelua exploatația. Da? Da. Numai fiul dumneavoastră este restricționat să meargă în continuare cu ferma mică, dar soția poate să vină dacă există exploatație, da? Sau mai prea deci, alte exploatații. Are 10 vaci cu lapte și... Instalarea tânărului fermier. Soția da. Băiatului da. Poate să facă instalarea tânărului fermier. Bine, bine, mulțumesc mult. Să sănătate, rămână. Numai bine. Adriana Tutovan. Din Sibiu are 184 de oi, 40 de capre, 24 de hectare de pășune, vârsta 32 de ani, dacă se încadrează la un fond european. Ce îi spuneți, doamnei Adriana Tutovan? Doamna Tutovan, să vedem cât are exploatația la ESO, dar poate să vină la finanțare. Da, chiar a, dacă mai completează, nu? Da. Are peste 12.000? Numai din ovine și caprine depășește. Minimul okay. necesar. Instalarea tânărului fermier, 2020. Atenție la punctaj, așa cum am mai spus, dați drumul Bun. La documentație. Costel Stroie, fermier din Covazna. Am avut programul Tânărul Fermier din 2014 și am dus la bun sfârșit proiectul și acum vin cu o întrebare. Se poate face pe mai departe un proiect pentru modernizarea fermei și dacă se poate, ce condiții trebuie să îndeplinite? Răspunsul e da, poate mai departe să facă modernizarea. Condițiile care sunt îndeplinite este ca exploatația dumnealui să aibă un minim de 8.000 de souri, ceea ce dar nu e cazul că îl are deja. A doua condiție este să doresc să întocmesc un proiect, un studiu de fezabilitate. Depinde ce își dorește, ce are nevoie. Trebuie să-și construiască un graj, trebuie să-și achiziționeze echipamente. Domnul Dumitru din județul Neamț este alături de noi prin telefon. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Alo! Bună seara, noi vă auzim! Dumitru din Neamț sunt. Da, domnul Dumitru, spuneți. Am un băiat născut în martie 1980. Să vă trăiască. Mă interesează pentru instalarea tânărului fermier. E bine până aici. E revenit în 2015 din Italia, n-are importanță. Așa. Are o suprafață de teren declarată ca persoană fizică fără personalitate juridică din anul venirii, din 2015. Ce suprafață? De în jur de 30 de hectare. Cu cultura vegetală, da? Cultura vegetală. Da. Are declarat la referință și... 6 bovini erau la timpul ăla, dar nu erau cu pedigree. Dar câte bovine deține în exploatație acum? Numai 2. Aha, da. Ce se întâmplă? Alo, mă auziți? Da, da. A urmat cursul de zootehnie organizat de ANCA. Da. Și un curs pentru cultura mare. M-auziți, da? Da, da. În 2018 au înființat o întreprindere individuală forțat de APEA pentru că subvenția pe suprafață depășea 5.000 de euro. În 2015 a spus? Nu, în 2018, în luna iunie. Ok. Iunie. Da. Deci n-ar depăși 24 de luni. Am înțeles. Deci ăsta este criteriul, da? Da, da, 24 de luni. Da. Din cât eu cam ascult emisiunea noastră, nu,
nu are importanță, mi se pare că la altă măsură are dacă este întreprindere familiară pentru câștigat puncte. Corect, ați înțeles bine, bravo. Deci am înțeles bine. Sunteți bine informat până aici. Deci rămâne cu întreprindere individuală. Fără niciun fel de problemă, da, cu întreprinderea individuală. Problema este sectorul prioritar al exploatației. Dumneavoastră la un ne calcul... putem orienta. Asta este declarația la APA pe 2019. Am înțeles. Dar și vegetalul... Noi ne putem orienta ori pentru zootehnie ar fi mai greu că nu știu unde am găsit animale cu pedigree. Așa spun și eu. Există acolo o suprafață mare de arabil pe care dumneavoastră puteți cultiva. Să ne orientăm pentru legumicultură. Bravo. Domnul Dumitru, eu am o curiozitate acum. De când ne urmăriți? De când? De când ne urmăriți emisiunea? Ca timp. Vă urmăresc de mult, numai că fiind o emisiune, nu știu cum, cam greu vă putem lua legătura, bănuiesc. Importanța ei face ca să putem să ne putem auzi cu dumneavoastră mai greu. Mi-am dat seama pentru că cunoașteți lucrurile în profunzime. Și asta felicitări și mă bucur, înseamnă că atât dumneavoastră ați fost atât de conștiincios, cât și noi ne-am făcut treaba într-o oarecare măsură. Mi se pare corect. Cauza pozitivă e la ambele părți. Corect. Deci, domnul Dumitru... Ce am vrut să vă mai întreb? Pentru a prelua exploatații, da. De exemplu, noi avem solicitări de la persoane fizice care au declarat la APIA suprafețele integrale, bine știu că curțile nu fac parte, dacă preia trei exploatații de la persoane fizice fără personalitate juridică declarate la APIA se considere ca preluare de exploatații la puncte? Sigur că sigur. Da, și dacă îmi dau seama că deja aveți o strategie, gândiți-vă la cel puțin 2 hectare de legume. Chiar 2 jumate. Așa, gândiți-vă la 3 exploatații și atunci succesul va fi sigur, sigur. Da, mare atenție cu preluarea asta, da, domnul Dumitru? Să nu aibă fermierul și în sectorul zootehnic ceva. Că trebuie să facem preluare nu numai de la APIA și din sectorul zootehnic, dacă fermierul e înregistrat, de unde preluăm noi? În postura, dar puneți-mi în postura în care, în anii următori, să acceptăm pozitivul, că ar putea accesa programul. Da. De exemplu, anul ăsta cultiv un jumătate de hectare de varză, de pepen jumătate, o jumătate de așa. Dacă se schimbă profilul culturilor, dar depind care să fie tot de legumicultură, este valabil? E foarte sigur valabil. Că da. E foarte deci bine. Nu trebuie păstrat structura. Nu neapărat tipul de cultură, ci să ne încadrăm, să rămânem pe prioritar legume, dar schimbându-le. Da, atunci zootehnia ne ajută la ESO-uri, dar bănui că ESO-uri de la 30 de hectare... Faceți fără zootehnie. Da. Faceți fără zootehnie și acum eu vă dau un sfat, nici să nu intrați cu bovinele de lapte în proiect. Să le înstrăinați. Nu, pentru că n-am putea deplini condițiile și vrem de platformă betonată, corect, de, da. Să nu avem probleme. Păi da, cu bun, domnul Dumitru, haideți să concluzionăm, că nu mai avem timp. Da, un consultant din Neamț. Păi, din Neamț, nu știu dacă au invitații mei în agenda. Ne mutăm cineva. Noi unul din noi acolo. Luați flotant acolo. Bun, s-a întrerupt, din păcate. Ne instalăm la Neamț. Da. O să vedem cum îl putem ajuta pe domnul Dumitru cu numărul de telefon al unui consultant din zona Moldovei, din zona Neamțului. Sunt convins că atâtea cunoștințe cât are domnia sa în momentul de față poate să-și facă proiectul implicat. În mare parte singur. Dar e bine să apeleze și la cineva de specialitate, pentru că sunt, așa cum spuneau invitații mei, anumite lucruri, chichițe pe care dumnealor le știu și fac de foarte multe ori diferența. Mulțumesc mult de tot pentru prezență. Am ajuns la finalul dezbaterii noastre.
Le mulțumesc și telespectatorilor pentru interesul manifestat pentru emisiunea noastră din această seară. Nu e nicio surpriză că în fiecare seară de marți foarte, foarte multe mesaje, foarte multe telefoane din partea publicului nostru. Cu telespectatorii mei mă revăd mâine seară tot aici la AgroTV, la Agricultura Raport, începând cu ora 20. Discutăm despre cooperative și despre legumicultură. Voi avea în platou 4 fermieri, 4 legumicultori importanți din zona Olteniei, de acolo, din bazinul Olteniei. Multe lucruri de vorbit și pe acest subiect. Vă invit, așa cum o fac de fiecare dată, să urmăriți pagina de socializare a postului AgroTV, să intrați pe canalul nostru de YouTube, pe site-ul AgroTV și, bineînțeles, să urmăriți toate buletinele noastre informative. Până mâine seară, toate bune, numai bine!